În data de 14 septembrie, creștinii ortodoxi din întreaga lume celebrează înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii, o sărbătoare cu semnificație profundă în credința lor. Această sărbătoare, care cinstește lemnul sfânt pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, este marcată printr-o perioadă de post și praznice speciale. Ziua Crucii este o sărbătoare deosebit de importantă în calendarul creștin ortodox, deoarece amintește de patimile și moartea Mântuitorului pe Golgota. În această zi, credincioșii postează pentru a-și exprima devotamentul și respectul față de această reprezentare a sacrificiului suprem. Crucea, ca simbol al victoriei asupra morții și păcatului, este venerată cu solemnitate în această zi. Pomenește-mă, Doamne, cu împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să fie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Tradițional, Ziua Crucii este și o ocazie pentru a rosti rugăciuni pentru sănătatea familiei, pentru spor și pentru bunăstarea gospodăriilor. Aceasta este a doua mare sărbătoare din luna septembrie, urmând nașterea Maicii Domnului, și este un moment în care credincioșii se adună în bisericile lor pentru a participa la slujbele speciale și a reflecta asupra semnificației adânci a crucii în credința creștină.